Bună ziua, dragi reprezentanți ai presiei și bună ziua, dragi concetățeni. În primul rând aș vrea să profit de ocazie și în considerare ziua frumoasă de ieri, de 8 martie, aș vrea să aduc, să reiterez felicitările și aprecierile pe care le aducem noi tuturor doamnelor și domnișoarelor. Sunteți mame, soții. Multe dintre voi aveți și cariere frumoase și cu siguranță, mai ales în această perioadă de grea încercare pentru țara și pentru întreaga societate, duceți o povară destul de grea pe umerii voștri. În același timp, e de apreciat și răbdarea și curajul de care dați dovadă de fiecare dată și faptul că trebuie să rămâneți permanent și știți să rămâneți permanent și frumoase, atrăgătoare, inteligente, și cu siguranță să nu vă opriți aici. Să fiți iubite, apreciate în continuare și multă, multă sănătate. Vă felicităm, stimate doamne și domnișoare. Și trecând la subiectul actualității și inclusiv la subiectul conferinței de presă de astăzi. Întreaga societate trece printr-o perioadă dificilă. Pe de parte, criza pandemică, subiecte legate de imunizare, care iată că deja foarte mult politizează. Pandemia aduce un impact negativ, catastrofal chiar, pentru economie și pentru, în general, întreaga societate, din punct de vedere și a relațiilor sociale. Și la toate acestea, încă mai avem și o criză politică, care iată se acutizează în fiecare zi. Avem un guvern în demisie, care nu poate face toate cele ce ar putea face dacă ar fi un guvern plenipotențial. Puterile unui guvern în demisie sunt limitate. Săptămâna trecută, Curtea Constituțională a dat unele aprecieri la legea guvernului în cazul de față, menționând că un guvern în demisie trebuie să se diferențieze de un guvern plenipotențial și în același timp precizând că totuși un guvern în demisie poate îndeplini unele sarcini legate de administrarea țării de zi cu zi, a treburilor publice. Vă aduc aminte, dragi concetățeni, că la sfârșitul anului trecut au fost practic încheiate negocierile cu Fondul Monetar Internațional. Programul cu Fondul Monetar Internațional, care trebuia să intre în vigoare în acest an, presupunea, pe lângă altele, condiții și termeni care erau, bineînțeles, și trebuiau să fie respectate cu evaluările continue, un ajutor pentru Republica Moldova atât de mult așteptat și atât de mult necesar, de aproape jumătate de miliard. Cu regret însă, a rămas în aer și a rămas suspendate atât negocierile și în general situația este necunoscută la ora actuală cu Fondul Monetar, cum stau lucrurile. În același timp, dați-mi voie să vă aduc aminte, dragi concetățeni, că România a acordat Republicii Moldova un grant de 100 de milioane de euro. Acum, aproape 10 ani de zile. Din acel grant, Republica Moldova a reușit să acceseze și să cheltuie în jur de 40 de milioane. Mai rămân încă 60 de milioane pe care ne le-a oferit nouă România și care ar putea să meargă ca investiții în diferite domenii, dar mai ales în domeniul social, economic. Pentru grădinițe, pentru școli, pentru familii, bani care cu siguranță sunt necesari și cu siguranță se vor găsi unde să fie cheltuiți. Acel acord a fost prelungit an de an. Și iată că în aprilie expiră perioada care a fost prelungit. Și dacă Guvernul Republicii Moldova și Parlamentul nu vor lua măsuri ca până în aprilie să fie prelungit acest acord de grant nerambursabil, deci bani nerambursabil din partea României, noi pierdem 60 de milioane de euro. Toate acestea duc la următorul subiect. La ora actuală, legea interzice guvernului în demisie să semneze acorduri cu angajament financiar. În același timp, săptămâna trecută, Curtea Constituțională a menționat că subiectul legat de acordurile internaționale ține doar de competența Parlamentului. Iată de ce.
Împreună cu întreaga echipă Pro-Moldova venim cu inițiativa legislativă de modificare a legii Guvernului și astăzi înregistrăm acest proiect de lege în Parlament. Vrem să modificăm legea Guvernului ca să permitem Guvernului în demisie să semneze acordurile, tratatele internaționale cu angajament financiar, mai ales că ele urmează după să fie ratificate de Parlament. Astfel, să dăm posibilitatea Guvernului în demisie, deoarece nu știm cât va dura această criză și nu știm cât timp vom avea acest Guvern în demisie. S-ar putea să avem pe perioadă mai mare de timp și atunci pierdem potențial și pierdem posibilități, mai ales de a colabora cu partenerii noștri de peste hotare. Acest proiect de lege, care sperăm foarte mult că va fi susținut atât de biroul permanent mâine pentru a-l pune pe ordinea de zi de urgență, dar va fi susținut și de colegii noștri, indiferent de culoare politică, de aici din Parlament, din celelalte partide, va da posibilitatea Guvernului în demisie să semneze acordurile internaționale, tratatele internaționale cu angajament financiar, ca acestea ulterior să fie ratificate de Parlament. Și astfel, de exemplu, să nu pierdem banii pe care ne-a oferit nouă România acum ceva timp, dar totodată să dăm posibilitatea Guvernului de a intra și în alte parteneriate și alte acorduri internaționale cu alte state sau cu organizații internaționale pentru a aduce beneficii Republicii Moldova. Și aici, apropo, se vorbește totodată că și în privința vaccinurilor, Guvernul ar trebui să se implice pe plan internațional și să semneze acorduri inclusiv cu producătorii. Iată de ce este extrem de necesar ca acest proiect de lege pe care îl înregistrăm astăzi să fie discutat, examinat și aprobat de Parlamentul Republicii Moldova în timpul cel mai scurt posibil. Vă mulțumesc foarte mult! O zi bună în continuare, astea am avut să vi le declar și succes, ținem legătură. Mai bine!